grupului vostru de creator, și anume Prietenii Literare Zoveta Tudun Severin Baia Mare. Întâmplarea fericită a făcut ca prezența domnilor lor aici să coincide și cu desfășurarea ediției a noua a unui alt complex de manifestări, Drumul Cărții, inițiat de editura Ștef și ediția aceasta preluată și integrată zilelor Severinului, ediția 2016. Drumul Cărții este o manifestare rezervată tinerilor creatori și interpreți de la vârste școlare până la vârste adulte. Joi am avut ziua rezervată copiilor cu creație și cu interpretare din recitări. Iar de astăzi, până duminică, inclusiv rezervată creatorilor tineri, adulți, profesioniști, membri ai unui scriitorilor sau nu, și un târg de carte care este deja desfășurat la Casa Tineretului. Avem la această ediție oaspeți din Târgoviște, editura Singur, este Ștefan Doru Dâncuș, directorul editurii, și Gabriela Țiblea, care este directorul economic. Avem editura Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea, domnul Puiu Răducan, directorul editurii și scriitor. De asemenea, avem editura Acon din București, domnișoara Maria Putunaru și Ionuț Bunea sunt și ei prezenți. Avem, de asemenea, editura Ștef, care este editura organizatoare. Mâine așteptăm să sosească din Târgu Jiu un grup de scriitori de la redacția revistei Columna. Vor fi aici Ion Popescu-Lăticeni, Ion Moisei și Doru Fometescu. În Drumul Cărții avem și lansări de carte mâine dimineață, începând cu orele 11, dar vreau să vă spun că după prezentarea prietenilor noștri și, de fapt, nucleul, sâmburile acestei întâlniri de aici, vreau să ne permite să vă semnalăm și noi trei lucrări ale unor creatori și ale unor prezențe literare la Drumul Cărții, care va continua mâine și vă invităm, de fapt, și astăzi seară. Noi suntem acolo cu standurile, fața Casei Tineretului. Și mâine, la ora 11, vă așteptăm pe toți acolo pentru noi lansări de carte, discuții, prietenii și tot ce se poate întâmpla frumos la cărte. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Așalapa. Înainte de a intra în fenomen, îl rog pe domnul Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale, filiala Armeniei, să ne vorbească despre, pentru că se grăbește dânsul, să ne vorbească despre expoziția care se află în fața pavilionului din cadrul cetății, dar și despre materialul din Terra Grifonis, cea legată de stadionul Angelescu. Vă rog, domnule director. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să exprim și eu bucuria pentru faptul că ne aflăm în această ambreiață, care, practic, înseamnă încă un moment în repunerea în circuit public a cetății Severinului, un moment emblematic pentru orașul nostru și care, grație eforturilor care s-au făcut în ultima perioadă, observăm că este restaurat și chiar această ambianță generoasă, plăcută, care este propice manifestorilor culturale. Eu, cu puține cuvinte, vreau să vă spun că instituția arhivelor care a participat, în general, la manifestarea organizată de Severinului, propune și de această dată o expoziție bazată pe documente aflate la Serviciul de Sănătate al Arhivelor Naționale, referitoare tot la un obiectiv care a făcut sau a făcut parte din identitatea acestei cozi de țară. Este insula Adacale. Cei care sunt mai în vârstă cunoaște ce a reprezentat Adacale pentru Mehedinți, pentru România, această parte de sud-est a sa. Și avem 12 panouri cu iconografie, mai cu seamă, care pun în evidență obiectivele existente cândva acolo. A fost un colț de țară, un obiectiv de un foarte mare interes turistic, care a constituit un obiect de atenție pentru cei care au venit din toate părțile țării. Știți că s-a făcut și mentorul acolo, de către Geos Caizescu, și au încercat să aducem în atenție această insulă care, vă spuneam, a fost foarte aproape de sufletul mehedințelor și al românilor în general. Sunt imagini cu
cu obiectivul cel mai important de pe insulă, și anume cetatea stelară în sistem Vauban, pe care s-au construit casele populației de etnie turcească, cea care a lovit insula până la dispariția ei. O să vedeți că este pus în evidență coloritul oriental al insulei, ceea ce a atras în deosebire vizitatorii pe acest tărâm și personaje care au fost reprezentative pentru insulă. Oameni care vindeau toate produsele care se făceau acolo, de obicei dulciuri, tutun și așa mai departe. O expediție care sperăm să vă atragă și să vă readucă în aminte această insulă. În legătură cu Revera Grifonis, este un lucru excelent că revista reapare într-o serie nouă. Este foarte bine că reapare în acest oraș care trebuie să recunoaștem, nu are foarte multe publicații culturale și ea vine și oferă publicului interesat lucruri care pot să constituie obiecte de lectură, subiecte interesante și tot ceea ce fac deliciul, tot ceea ce face deliciul lecturii în general. Eu am încercat în paginile pe care le-am scris, un text foarte scurt, să continui câteva o inițiativă mai veche și atunci că a fost în evidență unele dintre obiectivele interesante din orașul nostru și care au intrat de-a lungul timpului în uitare. De această dată vă propun stadionul Dr. Angelescu, un stadion care a fost cunoscut sub numele de 1 mai până recent, un stadion făcut de Liceul Traian în perioada interbelică, a cărui inițiativă a fost lansată imediat pe primul război mondial, în contextul în care s-a lansat și proiectul internatului liceului și o serie de alte proiecte, între care, evident, și cel al Palatului Culturii din apropiere. Am folosit câteva documente care arată inițiativele luate de conflictul școlar de la Liceul Traian, felul în care municipalitatea a reacționat la aceste propuneri, terenurile care au fost alocate pentru construcția stadionului, inițial cel pe care se află și astăzi stadionul, schimbat la un moment dat cu un teren similar situat în partea de est a orașului, revenit apoi, revenirea asupra aceleiași teren, care a fost ales pe artera principală a orașului pe axa nord-sud, pe strada Crișan de astăzi. Pe locul pe care se află astăzi, pe care s-a aflat, s-a construit stadionul, s-a aflat un crematoriu și serviciul edilității imediat după Revoluția Mondială. E bine, Comitetul Școlar s-a implicat foarte puternic în această inițiativă. Este meritul unuia din titorii stadionului, și anume profesorul Bărcăcilă, cel care a construit și internatul. Este un stadion care s-a construit într-o perioadă mai lungă de timp, după 1920, cam până prin 1935, mai întâi stadionul propriu-zis, după aceea tribunele, ambianța din vecinătate. Este locul unde s-au desfășurat toate manifestările sportive importante din Severin. În principal, cele care au fost ocazionate de centenarul orașului în 1933, de semicentenarul Liceului Traian tot în 1933 și sărbările care se făceau cu elevii, în special cu cei din ceea ce s-a numit străjerie în perioada intervenției. Sper ca acest material să fie, să stăpească oarecum interesul cititorilor și să readucă în atenție acest obiectiv, intrat, din păcate, în paragină. Unul din motivele pentru care l-am propus este că a rămas într-o situație deplorabilă și sper ca un proiect care a fost lansat de cineva de pe lângă primăria municipiului Drobeta Domnul Severin să poată să obțină bani necesari ca stadionul să fie refăcut. Din păcate, în momentul de față este, așa cum știm cu toții, la un moment dat Liceul Traian a dorit să reintre în posesia stadionului, nu s-a reușit și sper ca el să redevină ceea ce a fost. Vă mulțumesc! Poetul Iaromir Roșan. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prietenie, chiar dacă poate părea un nonsens într-o lume literară plină de vanități și de orgolii, să vorbești despre prietenie, nu este un nonsens.
cred că Dumnezeu a gândit lumea asta ca să încăpem tot. Iar faptul că ne revedem la o lună și un pic aici, deja se zâmbetul pe buze, cu dovada imortalizată trecerii noastre prin lume și în acest cont de țară, este o dovadă că se poate. O să vorbesc mai mult despre revistă în partea a doua a gândurilor mele. Acum vreau să vă spun că dacă altă dată, în perioada de la Regele Soare încoace, era un titlu de mândrie să fii mecena, să faci acte de mecenat, de la marchiz până la rege, aveau în jurul lor, aveau la curte și se mândreau cu asta, că sprijineau artele, poeți, dramaturgi, aveau totul, îi întrețineau, îi stipendiau, îi ajutau numai ca să creeze. În ziua de astăzi este invers. Mai mari zilei întorc spatele artelor, de orice fel, nu-i doar gura să spună că sprijină, dar nu fac nimic pentru sprijinirea ei. Autoritățile abia așteaptă să moară un artist ca să-i dea după aceea o denumire de stradă, de școală, ca să-și coapteze ei memoria. Eu împărtășesc o altă idee. Cred că artiștii trebuie plătiți astăzi, în timpul vieții lor. Cred că ei trebuie ajutați astăzi, ca să poată crea mai mult și mai bine. S-au prezentat aici persoane și nume importante care vor cântări la un moment dat în literatura română. Vreau să vă spun mai mult că o văd acolo și pe Ana Cristina Popescu, venită de aproape de la Caransebeș, care confirmă și ea, eu am racolat-o în sensul bun al cuvântului în gruparea e-creatorilor de la începuturi, sunt oameni care creează și își fac numărul, să zic așa, cât mai bine cu putință în zona în care funcționează. Nimeni nu este profet în țara lui. Asta o știți foarte bine, nimeni nu poate fi profet aici în Severin, nici noi nu putem fi profeți acolo. Și atunci am propus în acest proiect de prietenii literare să aducem vocea scriitorilor din Maramureș și aici la dumneavoastră acasă pentru viitorul de cultură, dar și să ducem vocea scriitorilor din Medellin acolo. Acest demers mi l-am propus de mult timp, l-am vrut viu cât se poate de viu, încă de din octombrie anul trecut. Nu am putut să-l împlinesc. Dar datorită lui Gabriela Dobrotă, care ține fericire acum, nu este cu noi, care este domnul Eugen Golea, care va vorbi numele ei, datorită lui Gabi l-am făcut mult mai repede. Ea este persoana care a creat, a facilitat această punte și astfel dovedind, și vreau să accentuez acest aspect, că este un om de o sensibilitate aparte și un om cu un caracter uriaș. De ce? Sunt foarte puțini oameni buni, care nu uită de unde au plecat. Gabi Dobrotă nu uită că a trăit pe Mulbune în Baia Mare și vă asigur că a fost un om și un manager de performanță acolo, s-a și confesat la întâlnirea trecută. Mă bucur că peste ani am rămas prieteni, la fel de cu prieteni, și că de ce i-am propus și am aruncat această mănușă, am înțeles. Nu știu cât atenție se acordă culturii aici, dar vreau să vă spun că în Baia Mare, care pretinde că vrea să fie capitală culturală europeană, nu se alocă. Eu fiind și jurnalist și unul mai incomod, proiectele mele în Baia Mare sunt sortite de eșecuri, pentru că nu-i plac primarului ultimei. Cu asta v-am zis tot. Proiectele mele au succes în toate cotloanele țării, dar la Baia Mare am născut moarte, înțelegeți? Nu e nou. Pentru că nu e dau love cu el. Asta e România. Asta e România. Ce să facem? În pofida acestui fapt, mă încăpățenesc să merg mai departe și să merg și mai departe, pentru că vă garantez că dacă și dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră, vă veți face treaba cât mai profesionist cu putință, întotdeauna se va găsi o Gabriela Dobrotă peste tot. De ce spun asta? Nu există pădure fără uscături. Să nu vă speriați dacă se va da cu pietre, pentru că niciodată nu se va da cu pietre într-un pom uscat. Înseamnă că rodiți dacă veți fi răniți și izgoniți. Dar este de dorit să strângem rândurile, pentru că acest concept, repet, aparent ilogic, de prietenii literare într-o lume a hienelor, prinde rădăcini. Și dacă acum vorbim despre creatori, prietenii literare, Baia Mare, Robeta Tolosevelin și de Terra Grifonis, primul număr într-o serie nouă, înseamnă că ce am însămânțat acum o lună și jumătate deja încălțit. Este aici și Dăcuși, este și Puiu,
Poate mâine ne mutăm la Târgoviște, poate mergem pe la Vâlcea, nu știu. Este obligația noastră să ducem acest mesaj. De ce spun obligație? Și pe urmă o să venim pe Eugen să ne transmită gândurile lui și al lui Gabi. De ce spun obligație? Noi vorbim de o încercare curată de a pune în valoare niște daruri pe care le-a dat Dumnezeu. Nu ne obligă nimeni să scrie. Nu obligă nimeni să facem nimic. Dar dacă tot o facem, atunci hai să încercăm să facem cât mai bine, cât mai frumos, să ridicăm ștacheta cât mai sus. Eu n-am văzut niciodată la o olimpiadă, spre exemplu, pe un sportiv de performanță coborându ștacheta numai ca să se simte bine că a trecut peste ea. Nu oamenii. Și o ridică chiar cu prețul umilinței. Și este văzut când ratează. Dar cade de pe cai mari. Încearcă. Este condiția de autodepășire. Îndemnul meu este să vă ridicați șacheta cât mai sus, să vă propune să fiți nu cei mai buni de pe scara de bloc, nici din cartier, nici din oraș, nici din județ. Să știți, aveți dreptul să visați să fiți primi, cei mai buni. Chiar dacă la noi, la români, este datorită reminiscențelor comuniste, este o tâmpenie care funcționează. Eminescu e cel mai mare. Din punct de vedere psihologic, tai aripile oricărui creator. Cum adică? Nu dai voie să visezi să fiu cel mai bun? Adică gata, locul întâi ocupat? Nu, lasă-mă să visez. Sunt niște sechele comuniste, pentru că și atunci Mihai Viteazul a devenit cel mai bărbat, Mircea cel bătrân, cel mai bătrân, Ștefan cel mare, cel mai mare. Nu. Sunt, cu importanța lor în istoria noastră, dar lăsați-mă să visez că pot să fiu cel mai bun poet la un moment dat în țara aceasta. Dacă îmi tăiați aripile, nu o să mai fac nimic. Și se aplică fiecare dintre noi aici. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen pentru că a consultat Gabi cu domnia sa și a fost o persoană care a înțeles inițiativa, care a înțeles utilitatea și a înțeles această utilitate cu mult înainte de începerea unei campanii electorale. Vine campania mea bună. Veți auzi atâtea cuvinte frumoase, femeile vor fi mai frumoase decât sunt, să știți că toate lucrurile imposibile vor deveni posibile și în turnul Severin. Eu sunt sătul de campanii electorale, prea multe a trecut peste mine, nu mai vreau să le aud. Înțelegeți? Dar aceste propoziții le veți auzi. Și după ce trece campania, scriitorii vor fi sfidați, străzile vor rămâne nemăsurate, tomboranele tot neschimbate la timp și așa mai departe. E bine, Gabi Dobrotă nu a făcut un demers electoral. Că dacă era, stăteam să scoatem această carte chiar pe final de campanie electorală și ați văzut, eu sunt singura persoană din cei care aleargă pe această turnantă pentru primăria Turnul Severin, care s-a gândit și la intelectualitate. Și sunt oameni aici din toate grupările literare ale Severinului. Nu. I-a făcut înainte. Deci n-a furat niciun start electoral, n-a făcut nimic. Este doar o persoană care a înțeles utilitatea acestui demers, și care a găsit de cuvință, în vremurile astea în care, repet, bocotanii zilei te sfidează din mașină, din vilele lor luxoase și te trezești mâine că e ADN-ul. Să știți că pentru un act de cultură n-am văzut pe nimeni dus la DNA până acum. Și vă garantez că nu va fi nimeni dus la DNA niciodată pentru că a sprijinit altă. Mulțumesc mult de tot pe această cale pe Gabi. Fac cu mâna aia, este Raiacobeni. Trebuie să lucreze, este o dovadă. Și aici m-am gândit dacă este corect. Sau este corect că nu este aici. Da, este corect. Știți de ce? O cheamă problemele de serviciu, iar spiritul ăla de gospodar a fost obligat, a tras-o de mânecă. I-a mers acolo unde avea de lucru. Înțelegeți? Numai la noi, la român, punem distracția prima dată și vom vedem noi ce facem cu munca. Nu, i-a mers să lucreze și este o dovadă și pentru dumneavoastră că este un om care este capabil să gestioneze inclusiv situațiile astea limite. Toată lumea ar fi venit aici. Va să taie buricul, va să taie panglica, va să facă nu știu ce. Să-și ia caimac. Nu. Ea s-a dus să lucreze pentru că-l chema acolo. Și să știți că am venit cu drag și am revenit în Turnul Severin cu un grup de scriitori și mai mare acum. Este Vasile Muste, care am revenit aici, Nicu Schianu, Mirela Orban, Mihai Ganea, Virginia Paraschiv, de mai mult. Ghiță, omul nostru, de care nu ajungem aici, că mașina nu zboară. Înțelegeți? Deci, toate chestiunile acestea au fost mijlocite de dacă Gabi nu ar fi înțeles, eu nu aș fi putut suporta realizarea acestui proiect pe care mi l-am dorit și Gabi Coreanu știm că de anul trecut din septembrie-octombrie, cam așa, când am vorbit inițial pe acest proiect. N-aș fi putut. Și atunci ai nevoie de oameni potriviți, la locul potrivit, în timpul potrivit. De data aceasta, eu i-am mulțumit Dumnezeu că am regăsit pe Gabi în Turnul Severin, iar regăsirea, reîntâlnirea mea cu ea după an bun, arată cam așa.
De aici încolo, orice se va întâmpla, oameni buni, cu siguranță se vor găsi oameni care vor putea face mai mult, mai bine, mai frumos. Dar să știți că această lucrare va fi de referit. Este prima și este o punte de suflet între porțile Nordului și porțile Sudului. Mulțumesc mult, doamnă. Și mulțumesc. Eu mulțumesc lui Romeo Roșianu, vă mulțumesc tuturor că am dat ocazia să fiu aici cu dumneavoastră. Am fost și acum o lună de zile, dar nu am stat în sală acolo. Nici acum nu eram aici, dacă Gabriela, într-adevăr, cum spune Romeo, este la Iacobren din Bihor, unde e o problemă la serviciu, la mine, unde lucrează. Aș vrea să vă spun, la fel, nu are nicio legătură cu campania electorală. Acum 3 ani, nici eu nu eram în politică, nici Gabriela. Noi suntem prieteni de vreo 10-12 ani. Și discutam acum 10 ani, când eram Severin, despre cum să ajute Severin, ce să facem proiecte. Eu am intrat acum 3 ani în politică. Tocmai în ideea să schimbăm ceva în orașul nostru în bine. După aceea am promis-o pe Gabriela anul trecut să vină în Severin, să candideze. Nici eu, nici ea nu ne considerăm politicieni în adevăratul sens al cuvântului, dar ne-am implicat pentru că de pe margine nu putem să schimbăm nimic în oraș. Și ce vă pot promite și numele meu și al Gabrielei, că indiferent ce rezultat va fi după alegerile acestea, ne vom implica în continuare în proiecte de susținere a culturii meridințene și nu numai, poate proiectul acesta, cum discutam și afară, se va face prietenii literare, Severin, Caransebe, Severin, Oradea sau Severin în alt oraș. Deci vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc succes în numele meu și al Gabriel, chiar nu poate să fie aici mâine seară cu așa ce să vin și o să ne vedem. Încă o dată vă doresc succes. Vreau să îi rog pe colegii mei care trebuie să mă suporte și să lucreze atât cum este de lucru, pentru că ați văzut și această revistă de la gând, de la vis, până la concret, până la realizare, s-a făcut foarte repede, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Vasile Buster. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit aici, am venit aici chiar în numele prietenie, pentru că așa revista aceasta, asta vrea să facă. Este un concept aproape dispărut din țara aceasta, pentru că de aproape 100, de mai bine de 100 de ani, n-am mai văzut o mare prietenie în literatura română. Iar conceptul de prietenie este atât de important între oameni, dar cât de important este între scriitori. Sunt, probabil că cel mai greu lucru din lumea aceasta este nu să fii scriitor, nu să fii altceva. Cel mai greu lucru din lumea asta este să fii om. După aceea poți fi orice. Cred că va fi scriitor în ziua de astăzi este un lucru deosebit, pentru că prin această revistă se leagă cunoștințe. Eu am cunoscut Severin, cum nu l-am cunoscut niciodată, recunosc cum avem la această vârstă în care se înțelea foarte nimic despre scriitorii din Severin. Știu astăzi mult, chiar dacă revista aceasta nu spune chiar totul despre ei, sau știu astăzi că există câțiva poeți importanți, câțiva poeți care vor rămâne și peste 50 de ani, când ei vor fi plecați din lumea aceasta. Și asta e tot. Și asta e rostul ei, aceste revistă, care e și document până la urmă. Cu siguranță este document. Și dacă revista aceasta pune în lumină 3 poeți sau 6 poeți, 3 din Maramureș și 3 din Severin, este un mare lucru. Adică ea și-a îndeplit scopul. Nu trebuie să fie 20 din Maramureș și 20 din Turnul Severin. Trebuie să fie doar câțiva și e mare lucru și acesta. Dar e mare lucru să fie toți cei care scriu, e foarte bine asta, pentru că probabil nu vârfurile fac literatura, ci mediocrii
și s-ar părea paradoxal lucrul acesta, dar așa este, ceea ce spune eu așa este. Deci nu geniile fac literatura, ci cei de un anume nivel. Ei duc literatura mai departe, nu geniile. Geniile o propulsează, fac doar o explozie și atâta tot. Așa că vă mulțumesc tuturor celor pe care v-am cunoscut în această revistă. Eu, asta cred că e un lucru necesar, e un lucru rar în literatura română de astăzi, această revistă, această încercare de legare unor prieteni. Vă mulțumesc și vă consider prieteni. Nu te băgați de seama, oameni buni, dat fiind faptul că a fost susținută aproape în întregime de Gabi această revistă, chiar nu costă nimic. Este foarte important pentru că am ținut foarte mult la acest aspect ca să se ofere. Și se oferă frumos înainte de Paște. E ca o Danie Pascală plăcută, nu mă interesează vizirea de campania electorală care urmează, dar este să spunem în perioada aceasta că să fim mai buni și mai frumoși. Nu este adevărat. Nu reușim. Bisericile noastre sunt pline de oameni care bârfesc. Când păcătuiești cu gândul și cu vorba și cu fapta. Merg la biserică, marea majoritate să șetareze toaletele, să-l bătească pe vecinul Vasile sau pe Tatalea. Nu suntem atât de buni și de puri și de frumoși. Măcar prin astfel de demers încercăm să rămânem buni și frumoși. Și vreau să duc puțin mai departe gândul lui Vasile. Într-adevăr, să știți că roțile se mișcă încet. Dar dacă le-am fost mișcat acum, nu ne mai împiedică nimic. Depinde de noi. Nimic nu ne mai împiedică acum să țină legătura, să trimiteți materiale și în continuare pentru revistă. Vreau să vă spun că am materiale la mine pe care l-am scos din revistă pentru încă un număr asemănător sau aproape la fel de consistent, dar asta nu înseamnă că nu putem strânge în continuare materiale. Paginile revistei și la propriu și la figurat sunt deschise. Spuneam aici de Gabriela Popescu. Acum o întâlnesc și pe ea, pentru prima dată, deși face parte din colectivul de redacție de la nașterea acestei reviste. Deci, iată, putem să profităm în sensul bun al cuvântului de ceea ce ne oferă astăzi tehnologia și de toate comunicațiile de astăzi și să mergem mai departe. Așa cum putem. Și cu siguranță, poate peste două luni de zile o capacităm iarăși pe Gabi, dacă nu capacităm pe Gabi, poate găsim altă Gabi. Și vom merge mai departe. Să dea Dumnezeu ca la fruntea primăriei aici să ajungă oameni care să înțeleagă faptul că scriitorii trebuie respectați asta. Nicu Schianu, care este și secretar general de redacție și el trebuie să mă suporte mai mult decât Vasile Muste, care face parte din colectivul de redacție. Da. Nicu trebuie să lucreze cu mine de dimineață până doar seara moment, și nu sunt cea mai drăguță persoană când lucrez. Doar un moment am să simt afirmația pe care am spus-o mai înainte de cei mici care fac literatura, Nichita Stănescu spunea, e o potlogărie să fie mare. Poet e important să fie. Poet e cel mai greu să fie. Da. E un proiect frumos care se finalizează, sau cel puțin partea lui de început se finalizează aici. După un proiect similar pe care l-am făcut cu Sibiu și unde am întâlnit, la fel ca și aici, oameni deosebiți, poeți pe care nu știam, ca și acolo, poate doar din auzite, pe unii deloc, la fel ca și la dumneavoastră, nu i-am cunoscut chiar dacă lucrez în domeniul ăsta de atâta vreme și în felul în care sunt și eu implicat în fenomenul literar, într-un fel sau altul. Ceea ce am finalizat astăzi, cum spuneam, e o carte frumoasă, un lucru care sper că vă face plăcere și vă reprezintă în mare parte, nu știu dacă în totalitate, dar cel puțin în forma în care am crezut-o noi, este aici de față. Sigur că de la ea se pot gândi și alte variante și alte forme de colaborare și de comunicare între noi. Dar important este că e o modalitate prin care putem fi împreună și putem fi nu numai prieteni, ci și apropiați
în gândurile noastre și în ideile noastre literare. Ce vreau să spun decât ca mulțumit pentru că ne-ați primit aici și ne-ați primit așa de frumos și să continue acest proiect pe care Lucianu l-a inițiat în urmă cu Sfântul. Vreau să vă spun că atunci când am dat drumul la această revistă, la acest concert, m-am gândit la două mari linii. E foarte ușor să faci așa, făcut și alții, să devii epigonul nu știu cum. Niciodată n-am vrut să merg pe nicio stradă bătătorie. Mi-am făcut așa cărarea, pădurea virgină, chiar dacă te zgârie, chiar dacă te mai rădăți crengile, e mai greu de răzbire, dar să ne facă e mult mai mare. Două sunt drumurile principale pe care le vizez cu revista Creator. Una este acest concept de prietenii literare, unde am propus să fac din Baia Mare o altfel de capitală a României, să arăt că orice oraș, foarte frumos ai Eugen, puteți la rândul vostru să generați astfel de punți, Drobeta în Severin, Caraselbe și nu știu ce. Cred că întărie în valoarea prieteniei. Poate și pentru faptul că dacă am avut neșansa să fim muri părinții într-un accident de mașină de când eram copil, și atunci m-am bazat la propriu și am figurat pe prieteni. Vreau să vă spun că prietenia există, iar faptul că noi ne revedem după o lună și un pic aici, este dovadă că se poate devie. Faptul că ni s-a răspuns de Viorel Mirea și de gruparea de aici, aproape la fel de frumos, cu număr alocat substanțial scriitorilor din Maramureș, este dovadă că putem funcționa. Deci sunt două linii pe care le vizez în această revistă. Aceste prietenii literare, Baia Mare Severin, Baia Mare Sibiu a fost. În 25 mai vom lansa prietenii literare Baia Mare Cluj-Napoca în deschiderea zilelor Clujului. Deci și acolo ne vom bucura de cuvenita cinstire, Clujul fiind, se știe foarte bine, un adevărat centru de cultură, care nu are nevoie de nicio prezentare. Mergem acolo cu un astfel de proiect și îl facem. Va urma Baia Mare Bistrița, Baia Mare Satul Mare, acolo vedem. Unde ne ajută Dumnezeu să ne îndreptăm și să ne ducem acolo. Cea de-a doua linie pe care avem în Live Creator este de dezvoltarea centrelor și a zonelor sau de punere, de o altfel de punere în valoare a unor zone din Maramureș. Am scos, spre exemplu, primul număr a fost E-Creatorii Nordului, cu principalii scritori din zona Nordului. Am scos un alt număr în jurul cenacului de la Satul Lung, o ediție specială, de unde a plecat și Ioan Groșan și mulți alții. Un număr extrem de consistent, 400 și ceva de pagini. Mai sunt aici câteva exemplare, un număr de 500 și ceva de pagini despre Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației. Toată lumea a auzit de festival, e cel mai lungiviu festival. Am alocat un număr special acelui moment și pentru asta. Deci există posibilitatea și sunt resurse și se vor găsi întotdeauna câte o Gabi Dobrotă se va găsi în orice colț. Problema este să ai demnitatea și să ai ce prezenta în proiectele tale. Sunt posibilități de a accesa fonduri de la primării, de la minister și în alte locuri. Dar pentru asta trebuie să mai facă și scriitor ceva. Nu doar să sufere de genialitate, să zic că eu am scris poezia, să vină alții. Păi nu o să vină. Că știți că e bancul ăla frumos cu dezbrăcatul. Degeaba te dezbraci în pat, că nu vine nimeni să. Deci trebuie să facem și noi un pas către autoritățile astea mai bune, mai rele, trebuie să mergem cu decența de rigoare, să-i tragem de mânecă, să-i spun eu sunt, îți cer pentru că ești obligat ca în ceea ce se numește viață, în turnul Severin, să ții cont și de perspectiva aceasta literară, să te duci cu demnitate, nu să te duci cu mâna întinsă. Că atunci îi dai posibilitatea unui parvenit care a ajuns acolo pe nu știu ce liste electorale să te privească de sus și să-ți dea peste nas. Da, despre relațiile cu administrația publică locală, poate vorbim altă dată. Vreau să mai rămân înainte să-l rog și pe Doru Dăncuș, care a semnat de la primul număr în E-Creatori și Puiu Răducanu. Vreau să merg mai departe cu colegii veniți de la Baia Mare. Mirela Orban este o dovadă că nu ne limităm la Baia Mare. E-Creator nu mai este o revistă de Baia Mare. Nu. Are doar redacția în Baia Mare. Deci este cu totul altceva. E-Creator este o revistă, un concept pentru toată lumea. Și Gabi Popescu a fost de la început alături, chiar de din Caraseveș, da? Este Mirela Orban o dovadă cât se poate declară că ușile sunt deschise. Țineți aproape, colaborăm, mergem în aer și nicio problemă.
a venit cu noi de la Bistrița ca să se întâlnească cu dumneavoastră, să vă cunoașteți, exact cum a spus și Nicu, și la Sibiu am descoperit foarte mulți oameni. Pe unii știam doar după nume, pe alții știam ca prieteni adevărați, dar acum vă garantez că suntem prieteni cu toți cei din Sobet, și din Sibiu și de Mirela. Oamenii de cultură și literatură din Hădinți, cât și invitațiile din județele învecinate care au ajuns până aici. Să vorbim mult despre prietenie, despre legături literare dintre județe. Eu cred că nu mai este nimic de spus sau ar fi foarte multe de spus. Eu, în spiritul Paștelui care se apropie, Sărbătorilor Pascale, o să vă citesc un poem cald, să zicem așa, în loc de bici. Iubirea ajunge mereu acasă. Se oprește la brutăria din drum, ia o lipie frământată cu calm și de câte ori trebuie, îmbrăcate într-un joc gros de scoarță coaptă pe cărămida încinsă sub orbele atâtor bătrâni, o așează pe masă din bucătărie cu grija pruncului abia născut, împășat în albă pânză și frânge bucăți fierbinți. Iei una în mâinile împreunate, ca pe o fericire o iei, ca pe un suflet fără prihană, ca pe un leac dăruit ție în porții mici și dese, în duminici nemăsurate. Ea împrăște prin tine dogoarea grânelor, mirosul verii, rostul învățăturii, când explodează pe cerul gurii tale cu minecătura. Poezia a apărut în... Terra Grifonis. Da. Mulțumesc! Ion Creangă la Romeo Roșianu, tot două au rămas direcțiile în literatură. Ion Creangă îl întreba, dacă vă știți aminte, adesea pe Maiorescu, cum să vă spun povestea? Pe ulița mică sau pe ulița mare? Virginia Paraschiv este unul dintre cei mai penetranți critici și vă rog să profitați de prietenia voastră cu ea, să vă trimiteți cărțile pentru recenzare, pentru că acest drum pe care am pornit nu se încheie cu acest număr și nu înseamnă că de acum încolo nu veți mai beneficia de uși deschise la Egreator. Nu s-a încheiat nicio misiune, abia a început misiunea și colaborarea noastră abia a început, să știți. Trimiteți-vă cărțile pentru recenzare pe adresare, dar și trimiteți-vă textele să colaborăm, că nu știm niciodată de unde sare repurile. Am pregătit numărul pe care îl vom lansa în 25 mai, în deschiderea zilelor Clujului, de vreo jumătate de an. Acum a venit momentul, având toate materialele, să pregătim numărul și să lansăm în 25 mai. Este de dorit în contextul ăsta să vă trimiteți materiale, să continuați să colaborați cu Ecreatorul și nu știți niciodată de unde sare repurile. De ce ne-a părăsit? Se vorbește de... Stimați prieteni, frați, surioare, ce-ți mai fi pe aici, drăgălași? Prietenii literare. Lucrurile realia ne spun că răul vine dinăuntru nostru. Ei ca ei. Dar cum arătăm noi pe dinăuntru? Noi, scriitorii, noi, critici, noi, oamenii de litere, noi, oamenii, consumatorii de cultură elevată. Isterie, invidie, individualism jalnic, penibilitate, cum spunea, să o iau înaintea celuilalt și uităm, exemplara școală românească de cultură și spiritualitate, Junina. Niciunul dintre ei n-ar fi existat și n-ar fi fost modele de creație pentru noi dacă nu ar fi fost unul lângă un toți, pentru unul, unul pentru toți. De ce a ajuns scriitorul fie victimizat, fie vedetă jalnică și mă refer clar la vedetele de București, care au mass media la îndemână și de multe ori ecoul mediatic suplinește valoarea scriitului. De ce? Deci odată suntem victimizați sau vedete? Pentru că noi permitem lucrurile acestea. De ce suntem sfidați social? Pentru că noi permitem lucrurile acestea. Pentru că nu avem puterea lăuntrică între noi înșine
să ne ajutăm unii pe alții să ne propulsăm. Nu-i dezinteresat, foarte interesant, pentru că așa cum ai spus tu, propulsând valori, te propulsezi și pe tine. Lucrând pe texte de valoare, mă propulsezi și pe eu. Deci nu lucrăm cu utopii. Nu suntem utopici, suntem oameni reali. Propulsând valoare, ne propulsăm pe noi. Încercând să dăm cu piciorul unuia dintre noi, ne înfundăm și noi. Asta este adevărul despre noi și trebuie să învățăm să respectăm scriitura din noi înșine. Ce exemple oferă scriitorii contemporani? Boemă, în care hedonismul este promiscu, fițe prețioase, sau mai nou, cariere efemere, proiect european, hai să facem un experiment. Ați auzit și la radio, eu aud la Radio Cultura și mă îngrozesc. Fonduri. Deci, respectându-ne între noi, pe noi înșine, sigur că facem un efort, deci vă spun foarte prietenește, eu sunt prozator. Și eu zic că-s bun. Zic eu despre mine că-s bun. Și mai zic și alții. Știți ce greu mi este să scriu despre dumneavoastră? De ce? Ucit timpul pe care l-aș vrea pentru mine. Tone de lectură, din care răsare câteodată un mugure creativ despre care merită să mă pronunț. Dar până să găsesc textul, e vai și amar, câte bărării înghid. Și sigur că uneori mă supăr. De ce vă spun asta? Pentru că ne-am obișnuit cu criticii profesioniști, criticii dogmatici, criticii canonici. Vedetele, și acolo e. Contracost, cronica pozitivă. Știți foarte bine lucrurile acestea. Actul de corupție există și în critica românească. Și vedetismul există și în critica românească. Fiecare om cultivat, fiecare om instruit, fiecare om cu știință de carte poate să fie comentator, poate să facă note de lectură unui prieten literar, dar nu pe temeiul găștilor, ci pe temeiul criteriilor de valoare. Și aici vin și spun și închei. Da, prieteniilor literare, un amendament, cu un criteriu de valoare fermă a scriturii. Atât. Mulțumesc. Eu am o vorbă. După Virginia Paraschivului, e bine să nu vorbești. Cam asta o spun la toți confrații. Hai, îndrăznește, dă-i. Eu mă simt acasă la Sfântul Severin, pentru că eu am mai fost pe aici de câteva ori și am prieteni și aici am fost și pe Puiul Răducanu și nu mai vorbesc că cât să și Viorel Mirea și am petrecut clipe frumoase pe aici. Vreau să vă spun, ca să intru într-un subiect mai puțin plăcut, eu sunt beneficiarul unui dosar de 5 kg și jumătate, cam atât are aproape un jumătate de metru grosime, numai pe 2 ani de securitate. Și acolo am găsit cu semnătură de colonel și ștampilă de securitate și Republica Socialistă România, către toate redacțiile și editurile din România să predea urgent. Și pe măsură ce vor mai primi manuscrise de la Mihai Ganea, care, cum să spun, trebuie să ajungă la dumnealor. Mi-am găsit acolo și prieteni buni, chiar prieteni de pahar, unul mi-aduc aminte, Augustin Bujura și alții, care le dădeam poezii și ele erau duse dincolo. Și alții m-au întrebat după Revoluție, dar cum e debutez așa de târziu, dacă eu am fost interzis? Dragii mei, voi nu știu dacă ați fost în situația asta, că eu scriu din când eram în clasa 7-a, dar eu am fost într-o situație ingrată. Adică eu nu puteam să public nimic. Acum, Dumnezeu, Sfântul și Alduitul s-a îndurat de mine și mi-a scos în cale pe Virginia Paraschiv în urmă cu câțiva ani și l-am cunoscut. De ce?
L-am, da, care eu le-am spus, mă, voi aveți avocatul vostru, dentistul vostru, eu am agentul meu literar și criticul meu, zic că și că fiecare cu ce-i dat Dumnezeu. L-am cunoscut pe Florin Paraschiv. Ați atins aici și Romeo și tu atins și un punct sensibil. Eu totdeauna zic că pornesc cu gândul la Balzac. Oamenii necunoscuți de lume se răzbună pe micimea situației lor, pe înălțimea de la care o privesc. Apropo de Junimea. Noi am scos anul ăsta, nu avem și noi o editură care a făcut-o în 91, 92, deci primele edituri care au apărut după, cum să spun, Revoluția asta de paie. Din 99 și uite că dar scoatem carte numai pe, zic eu, pe Sprânceană. Anul ăsta am scos Eminescu, Maiorescu, Imperceptiv la Junime și trebuie să o căutați și dacă nu, vă trimitem noi, dacă mai scoatem un tiraș, ăsta o ediție, e foarte, ăsta, e o carte extraordinară și tot de Florin Paraschiv. Florin Paraschiv, dar cum să nu știe nimeni? Nu știe, că asta e adevărat, nu știe. Da, Florin Paraschiv este după Mihai Ganea, de la nivelul Cioran, Eugen Ionescu și eu sal puțin să dau și de Florin Paraschiv. Florin Paraschiv a fost copil de comisar de poliție, de profesie, vânător de comuniști, el singur a recunoscut înainte de moarte, ce am stat 6 ani la nivelul 3 la Făgăraș, nivelul 3. Minus 3 în pușcărie și 10 în Bărăgan, dar nu-mi pare rău că și eu i-am vânat, aparcă așa a zis, că și eu i-am vânat și eu cu anticipație le-am plătit datoriile. Deci, aceste, și-a doua carte, perioada lui Stalin, așa, Viața cotidiană în Imperiul Roșu și eu sunt foarte mândru de cărțile astea. Când a venit Romeo Rușianu cu această idee fantastică, să știți că eu pentru el, pentru mine, acest Romeo Rușianu totdeauna l-am comparat cu un erou care m-a fascinat în copilărie și nu l-am uitat și nici până astăzi. Danco al lui Maxim Gorki. Acel individ de bună intenție care scoate inima să o smulge din piept și o ridică ca o făclie să scoată oamenii la lumină din pădurile alea întunecoase și tenebroase. Ăsta este Rușianu, pentru că eu știu Maramureș, confrate, care au scris 3 sau 4 coli A4 de o idee și pe ea cineva a făcut o piesă de nu știu ce teatru și a luat vreo 2 miliarde de Romeo Rușianu ca să știi. N-a luat eu, ca să știi, ca să știi cu cât se plătește la unii, așa, cu cât bani au unul din banul public și cât bani. Iar eu pentru Florin Paraschiv abia am putut să scot 5.000 de lei ca să scot o ediție. Da. Așa, deci, tocmai de asta, demersul acesta, tocmai gestul lui Gabi Dobrotă devine mai important în contextul în care dacă nu faci parte din camarila ăluia care trebuie, nu o să beneficiezi de finanțări, ca să zicem mai romanțat așa. Deci, Romeo, eu profit de faptul că suntem aici la masă și suntem între prieteni să te felicit, da. Că personal te-am felicitat, am acceptat un moment festiv, ăsta e momentul și noi suntem alături de tine, cred că vorbesc în numele cu tine Paraschiv și mergem înainte, îmi place ideea și... Și mai vreau să spun ceva, tu să fii atent. După ce inima ta o să cadă, știi, când ieși din pădure, dau cu aici și de-a inimea... Eu trage un șut cu picior. Noi nu o să fim din aia care să calcă pe inima ta. Mulțumesc. Vreau să vă spun, oameni buni, că eu nu inventez roata. Prezența lui Doru Dăncuș aici, în mijlocul dumneavoastră, sau lui Puiu Răducanu, pe care o să-i rog pe fiecare să ne spună câteva din gândurile lor, este o dovadă că, la nivel de individ, fiecare am căutat să facem asta. Eu încerc să oficializez conceptul de prietenii literare și adun aceste gânduri în cărți. Ca să fie o certitudine că ne-am întâlnit, să nu fie doar o chestie să stea cineva să ne caute jurnalele sau scrisorile, pe care nu le mai scriem,
Că scriem pe Facebook, pe Twitter sau Dumnezeu cu mine, cine știe unde mai scrie. Doru Dâmpuș, care oriunde s-ar duce el și dincolo de Târgu Miște, tot cu rădăcini în Maramureș și are și tot de acolo îi se trage și tot de acolo se va întoarce, pentru că apa aia de Maramureș, știți cum este, bei odată, e de musai să bei și a doua oară. Iarba verde de acasă. E cu uraniu și de-aia. Eu îl felicit pe Ioan Romeo Roșian, mai ales că se înconjoară sau are parte de niște oameni de calibru, Scheianu, Muste, Mihai Ganea, Virginia Paraschiv. Sunt niște nume foarte recunoscute și văzute foarte bine în Maramureș. Acum, dumneavoastră care nu aveți un contact direct cu Maramureșul, poate că, la fel ca peste tot, sunt foarte mulți vereitari. Cei pe care îi propune și eu mă bucur că chiar fac drumul ăsta din nord până, până la Dunăre, niște oameni de calibru. Maramureșeni, aveți parte și Severinul are parte așa cum vor avea sau au mai avut parte și alții, alte orașe, de un contact adevărat între cultura din Maramureș și cea de aici, sau cultura din nordică și cea sudică. Mulțumesc! Dacă nu voi retrage, să știți că din motive medicale mă retrag mai repede. Nu vă faceți griji că părăsesc adunarea. Oricum voi sta 3 zile aici, cu Dan Șalapa știe mai bine că vot organizator la Târgul Cărții, la Drumul Cărții, e un târg de carte unde puteți și dumneavoastră participa și domnul Pui Răducan va fi acolo. Vă mulțumesc! Dragii mei, bine ne-am reîntâlnit, bine ne-am reîntâlnit. Revin în orașul vieții mele, așa îi spun eu Severinului, oraș pe care l-am părăsit în urmă cu 41 de ani, după o ședere aici de vreo 6 ani. Deci știi să mergi. Am mai venit în cadrul întâlnirilor culturale. Am umblat peste tot în țara asta. Cunosc și viața românilor din Serbia. Am fost și la Viena, și la Chișinău, și Cernăuți. Ce am constatat? Am constatat următorul lucru, că de cultura noastră, de cultura neamului românesc, cultura și biserica ne-a adus până aici, se ocupă niște frumoși nebuni pe banilor, pe nervilor, pe timpul lor liber. Iar cei care sunt plătiți să o facă, îi vedem cum lipsesc. Mă bucur că sunt revin în orașul Turnu Severin, poarta de intrare în țară a împăratului Traian și a regelui. Mă bucur de lumea pestriță prin locurile de unde provin. Mă bucur că văd prieteni și sunt de acord ce s-a spus despre Virginia Paraschiv. Cum să nu fiu dacă mi-a prefațat o carte? Că dacă nu prefața... V-ați salvat, doamna Virginia. În urmă cu mulți, mulți ani, reședința episcopală a Severinului, datorită prigoanei maghiare, a fost mutată la Strehaia și apoi la Râmnicu Vâlcea. Actuala arhiepiscopie a Râmnicului are rădăcinile la Turnul Severin. În întâlnirile pe care le-am avut și am prieteni aici, vorbeam despre un pod. Râmnicu Vâlcea, Turnul Severin. Acum aș vorbi de două laturi ale unui triunghi. Un tripod. Și ridic mingea la fileu, să zic așa. Sportiv sau dau o pasă celor din Maramureș să întregim acest triunghi cu Râmnicu Vâlcea, orașul domniei mele, cum îi spunea Mircea cel Bătrân.
Sunt sigur de reușita asta, când mă uit la dumneavoastră. Felicitări pentru ceea ce faceți. Felicitări. În momentele în care, nu știu dacă mai e timpul să, cazul, să ne văităm, pentru că situația o știm foarte, foarte bine, hai să ne uităm la lucrurile frumoase, să rămânem noi aceiași frumoși nebuni, să scoatem din străfundurile istoriei pe cei care ne-au adus în situația în care suntem astăzi, să ne întâlnim în momente și situații atât de frumoase, atât de fericite cum sunt cele de azi. Vreau să mă credeți, revăd cetatea Severinului și ce s-a făcut aici și că noi avem o întâlnire în cetatea Severinului. Acum este un lucru, eu i-aș spune dumnezeiesc. Trăiesc niște momente extraordinar de frumoase. Mulțumesc mult prietenului, aș putea fratelui, Dan Șalapa, căruia îi datorez prezența mea aici. Și nu pot să nu îmi exprim bucuria că m-am revăzut cu niște prieteni și sunt sigur că plec acasă cu alte prietenii. Nu am prieteni puțini și buni, am prieteni mulți și valoroși. Zestrea mea s-a îmbogățit astăzi. Felicitări, Baia Mare! Și haideți să facem pentru ce faceți și ce ați făcut. Haideți să facem acel triunghi, să începem din anul ăsta, din vara asta. Facem. Eu vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc. Deci de noi depinde. Trebuie, pentru orice picior de podă, trebuie, iată, să ai pe malul celălalt ceva. Avem la Vâlcea pe Puiu și de aici încolo depinde de noi să vină gruparea lor acolo, să mergem noi acolo. Vă aștept și pe voi inevitabil în Baia Mare, am păstrat o parte din tiraj acolo, rămâne să gestionez și împreună cu Gabi, vă aștept un grup de scriitori în Baia Mare, să vedeți că nu este doar o poveste despre Maramureșul ăla gazdă bună. Baia Mare, să știți că este recunoscută peste tot în lume, pornind paradoxal tocmai de la celebra școală pe Mareană de pictură. Vreau să vă spun că Baia Mare a reușit să strălucească cu această școală pe Mareană de pictură, nu pentru că în momentul ăla avea pictori fantastici, nu. A fost o gazdă bună pentru pictorii veniți din toate cotroanele Europei. Ca să lămurim. Baia Mare avea în momentul ăla 3-4 pictori. Dar venind cei mulți, au rămas și în felul acesta s-a auzit de școala pe Mareană de picturi. Deci Baia Mare a intrat în lumea înaltă a artei, a literaturii, a culturii, din postura de găzdoaie, cum se zice Maramureș, de gazdă bună. O să rup pe prietena mea, nevăzută până acum, ca să vedeți că tehnologia te ajută, Ana Cristina Popescu de la Caransebeș, care este aproape, și i-am promis că la un moment dat o să facem un desen la Caransebeș și la grupările de acolo. Are o grămadă de demersuri salutare acolo, mie îmi place ceea ce face, am racolat-o în colectivul nostru redacțional, ține aproape cu noi. Lucru pe care vă rog și pe dumneavoastră să-l faceți în continuare, să țineți aproape, pentru că dacă ne întoarcem în Baia Mare, nu înseamnă că ne despărțim, bine? Te rog, Cristina. Mulțumesc. Mă bucur în primul rând că mă aflu dintre dumneavoastră, scriitori, critici, director de editură. Mulțumesc. Este inginer și că mare ei poezie este să facă o fabrică, să construiască o fabrică. Inginerii fac în felul acesta locuri de muncă. Noi, scriitorii, creăm locuri de lectură. Iar de ce îmbinare, aș zice, asta trebuie să facem și noi acum.